Sunt dependenți de scaunele cu rotile, singurele mijloace care le garantează independența. Unii s-au născut cu dizabilități motorii, alții au suferit diferite accidente de-a lungul vieții și sunt acum nevoiți să se deplaseze cu ajutorul dispozitivelor ajutătoare. Mulți dintre ei au primit scaunele cu rotile chiar de la Fundația Motivation, organizatorul simpozionului. Un exemplu ar fi cel al lui Nicolae Mușat, care a suferit un accident auto acum 10 ani. Și-a pierdut un picior și de atunci merge în scaunul cu rotile. Treptat s-a adaptat, chiar dacă între timp a pierdut mobilitatea membrelor inferioare. Între timp a redevenit un individ independent, care se bucură de fiecare zi a vieții sale. Am avut un accident de mașină, acum a trecut un tir peste mine acum 10 ani. Deci de 10 ani sunt în scaunul rulant. M-am descurcat mai bine cât timp m-am putut folosi de picior, pentru că puteam să urc trotuarul și să-l cobor. Acum nu mă mai pot folosi de picior. Un scaun cu rulant îmi este necesar, cum vă sunt necesari pantofii. Deci... Mi-a trebuit un scaun pentru interior, unul foarte mic, care să mă deplasez pe peste tot, la baie, în casă. Și fundația m-a ajutat cu acest scaun, pentru care le mulțumesc din suflet. Și trebuie să te adaptezi vieții care o mai poți duce. Adică important este viața, că să îți găsești motivația pentru a te bucura de fiecare clipă. De altfel, Fundația Motivation integrează în toate echipele participante la proiecte și persoane cu diferite dizabilități locomotorii, care, prin exemplul personal, le demonstrează și celorlalți că pot deveni independenți chiar din scaunul cu rotile. Ca utilizatori ai acestor dispozitive, instructorii îi pot ajuta pe alți indivizi cu dizabilități să folosească, într-o manieră corectă, scaunul rulant. De asemenea, reglajele personalizate pentru fiecare beneficiar în parte sunt foarte importante. Noi, în astfel de seminare, încercăm în primul rând să scoatem oamenii din casă, să le dăm un scaun și după ce le dăm acel scaun să-l și adaptăm. Practic, mai concret, astăzi o să vină câteva persoane, o să-i măsurăm, vedem dacă au nevoie de adaptări bureței sau, eu știu, reglaje la scaun și pe deasupra îi ajutăm să învățăm să folosească corect acel scaun, adică să facă un transfer din scaun în pat, să manevreze corect scaunul și câteva informații medicale. La eveniment au fost prezenți și terapeuți care au beneficiat de o instruire în ceea ce privește recuperarea optimă și a stabilirii corecte a tipului de scaun rulant după o evaluare prealabilă a pacientului. Lipsa adaptărilor speciale și a unor servicii profesionale de evaluare sau prescriere poate fi cauza unor efecte secundare permanente pentru utilizatorii de scaune rulante. Organizăm acest seminar și pentru instruirea kinetoterapeuților care realizează activitatea de recuperare cu persoanele cu dizabilități de aici din Buzău și în vederea identificării unor scaune cât mai adaptate pentru fiecare persoană în parte. În sensul că ei vor învăța aici tehnici de a evalua persoana și de a potrivi un anumit scaun cu abilitățile acelei persoane care a fost evaluată. Scaunele rulante prescrise și folosite corect asigură într-o mare măsură independența fizică, fără de care nu se poate vorbi despre implicarea activă a persoanelor cu dizabilități în societate.